Noile și jurnalele uh, scrise la modul acesta, uh, profund și la modul asumat, uh, sunt o sursă inepuizabilă de înțelepciune. Adică, poți să citești asta de profund și să deschizi cartea întâmplător, nu știu, la nu știu ce pagină, și să-ți sepa un gând de acolo, cu adevărat briliant. Și mâine să ai nevoie de un sfat pe care să-l găsești la cu tot o altă pagină da? și să-ți dai seama că uh, la 1900 lucrurile nu erau chiar atât de diferite față de 2021. Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Astăzi este alături de noi Nona Rapotan, editor-coordonator BookHub, profesor de științe sociale și vorbim despre o carte superbă, despre o carte frumoasă, publicată în colecția Autobiografia, portretul din oglindă de Profundis Oscar Wilde și eu însumi O carte în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu O carte importantă, o carte chiar aș spune care își găsește un foarte bine meritat loc în această superbă colecție, colecția Autobiografia, viețile marilor literați, marilor oameni de știință care au schimbat istoria umanității de-a lungul timpului. Așadar, Oscar Wilde, profundis, portretul din oglindă. Nona Rapotan, o carte, sper că ești la sentimentul meu, o carte frumoasă, într-o colecție frumoasă. Ce te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o celor, mai ales celor pasionați, de genul acesta, uh, hai să-i spunem Stolar. literar, da, genul acesta ce înseamnă memorii, biografii, autobiografii, să aflăm cât mai multe despre felul în care au trăit și noștri și cum și-au lăsat ei amprenta asupra, iată, culturii universale, asupra uh, civilizației noastre. Uh, da, bine ne-ai găsit și mă bucur să stăm astăzi de vorbe pe marginea unei cărți sau plecând de la o carte care chiar a făcut uh, istorie. Uh, și cartea și autorul uh, au făcut istorie deopotrivă. Uh, o istorie aparte și specială. Uh, să nu uităm că Oscar Wilde trăiește la sfârșit de secolul XIX. Uh, un ahistocrat, prin definiție, și uh, un excepțional artist din toate punctele de vedere, dar nu înainte sau nu în cele din urmă, un, uh, un om care a știut să-și asume până la capăt uh, personalitatea inclusiv orientarea sexuală, ceea ce evident că i-a atras foarte mari uh, probleme în epocă. A fi homosexual în, în epoca victoriană era într-adevăr ceva de condamnat și de blamat. De profundis este scrisoarea care este epistola care este adresată iubitului său și uh, Uh, da, este uh, stilul ăsta epistolar, uh, care este de o sinceritate debordantă, uh, o să, o, exact cum spune și titlul, o sinceritate atât de profundă încât te taie, efectiv te, 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 te taie în, în uh, ascuțimea minții lui lui Wild și, mai ales, în uh, capacitatea lui de a nu se ascunde. Deci a fugit de. a scormonit în, 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 toată, în tot noi anul de întâmplări și de evenimente, a des, descompus relația cu, cu iubitul său din, până într-acolo încât n-a mai rămas decât miezul, adică iubirea ca atare. Uh, și uh, toate aceste lucruri le-a făcut cu o făinezie, uh, a, a greu de găsit la alt, alt scriitor, și, uh, nu în ultimul rând, pe un fond de sinceritate atât de uh, puternică și atât de, hai să zic, pleonastic vorbind, de atât de totală, încât uh, n-a lăsat niciun loc de dubiu. Deși el, în foarte puține locuri, de-abia dacă cei care n-au citit cartea o să afle că de abia de pe la pagina 50 încolo, deci în niciun caz în primele rânduri, el de abia de acolo începe să spună despre iubitul său că este iubit, se adresează și își declară pe față iubirea. Până acolo, el povestește, contextualizează, da? spune în ce context, cum au ajuns cei doi să se cunoască, cadrul social și toate lucrurile acestea care țin de exterior relației. Deci, cum ar veni, ancorează această relație într-o realitate care nu poate fi ignorată. Pentru că altfel n-am putea să înțelegem de ce el ajunge în închisoare. Lucru de neimaginat astăzi și de ce el este nevoit să scrie din închisoare această epistolă sub formă de... care, într-adevăr, poate să fie și considerat și una dintre, și este într-adevăr, una dintre cele mai bune cărți de memorii din, din toate timpurile, uh, pentru că găsim acolo foarte multe date, da, care țin de regimul politic, țin de preștecăți, de RTP, de uh, tot ceea ce înseamnă background social, de acceptări și refuzuri, da, de, o, o, sunt acolo trecute și în revistă și nu întâmplător o face Wild, uh, sunt trecute o gamadă de obligații sociale da? care decurgeau direct din rangul social pe care îl aveau și din relațiile pe care trebuiau să le stabilească cu, cu ceilalți. Pare foarte derutant astăzi relația dintre iubitul său și tatăl acestuia, da, și amestecul tatălui în relația dintre cei doi și faptul, și Wilde ajunge de altfel în închisoare datorită uh, tatălui uh, iubitului său, uh, uh, pare foarte redundant astăzi și foarte ciudat, da, să ajungi să faci în închisoare doar pentru că ai o altă orientare sexuală, dar să nu uităm că în continuare sunt regimuri politice în țări care astăzi, da, care condamnă uh, homosexualitatea și care uh, ca atare și poți risca, da, uh, chiar și închisoarea, dacă ne gândim la uh, țările în care extremismul, cele uh, țările ahabe, da, și în care, uh, să zic, Aitolahu este cel care decide și care mă rog, impune niște regulamente sociale mai mult sau mai puțin dure. De profundis, ah și de ce să, ca să-ți răspund direct la întrebare, de ce să citim astea jurnale și memorii, întâmplarea face că în ultimul timp am citit mai mult astfel de descrieri, m-am detașat un pic de partea de ficțiune și m-am dus pe partea aceasta de literatură non-ficțională. De ce? Pentru că simt din ce în ce am mult nevoia să uh, contextualizez și să așez într-un background social uh, o operă de artă, o scriere, um, un scriitor, uh, un artist uh, ca atare, pentru că contează foarte mult da, epoca ei aparține. Deci oricât am vrea să scoatem și să, de exemplu, este o greșeală din punctul meu de vedere, care se face frecvent astăzi, să judecăm opere care au fost scrise la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, cu instrumentele de validare sau de evaluare caracteristice epocii contemporane, ceea ce n-are cum, deci cum să-ți dea cu, uh, cu plus la această judecată, trebuie efectiv să te raportezi la context și să înțelegi da, că au fost niște constrângeri, că au fost niște uh, 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 niște uh, inerții, da, care sunt datorate acestor uh, uh, rigori sociale, care nu sunt deloc de, de ignorat. Oscar Wilde, să zicem că până la un punct, uh, dacă citim de profundis și uh, o să o revin și la, uh, cealaltă, la răspunsul iubitului, uh, dacă citim de profundis, la un moment dat avem impresia că e o lungă lamentație și că Uh, el uh, cade în capcana, uh, mă rog, a absolvi de vină. Da? Deci dacă citim superficial, dar foarte, foarte superficial, prima oară avem tendința să spunem ăsta este îndrăgostit lulea și nu face altceva decât să se plângă și să se justifice și să încerce să scape de vină. De fapt, el este mult prea inteligent pentru a judeca superficial toate aceste aspecte și putem să ne aducem aminte numai departe de portretul lui Dorian Gray, care este și alte opere ale lui și la care el face referire în carte, în scrisoare, povestește la un moment dat că cât pe aici să fie în pericol puse, să fie în pericol spectacole care se puneau, se montau după piesele scrise de el sau după alte scrieri de ale lui. Și uh, el, de fapt, merge mult, mult mai în profunzime, pentru că, dincolo de această aparentă lamentație, găsim uh, ceva mult mai profund. Găsim niște conexiuni pe care uh, nu le stabilește întâmplător, găsim niște uh, corelații care ne sunt uh, abscunse la prima vedere și, la un moment dat, o să găsim, evident, și. Uh, justificarea titlului da? de profundis, de ce și să nu uităm că el este reprezentantul estetismului până la urmă și într-o epocă în care uh, uh, depușeile politice erau la modă și uh, existau foarte multe scrieri tributare unui regim politic sau altul, unei uh, opțiuni politice sau alta. Uh, ce este remarcabil la cartea care a apărut la voi la uh, editura Herald, este în primul rând, faptul că într-adevăr Spre deosebire de multe alte ediții, pentru că de profund s a cunoscut foarte multe ediții, și în limba de origine, în engleză, dar și în română, este că voi ați adăugat și scrisoarea și răspunsul iubitului, și este exact ceea ce a făcut Wild în portretul lui Dohan Grey, dar pune în oglindă. Și este o chestie uh, uh, foarte binevenită, un lucru foarte binevenit, o întreprindere artistică de mare valoare. De ce? Pentru că. În felul ăsta vedem cum se completează, da, cele două viziuni și până la urmă înțelegem cum de a deveni posibilă această relație de iubire. Pentru că dacă ar fi să ne luăm după ceea ce scrie Wild, mai ales în primele pagini, care este extrem, de extrem de pătimaș și este atât de implicat și atât de îndrăgostit încât îți vine să te întrebă, frate, dar tu de ce te-ai îndrăgostit de el, că totuși mi se pare că nu da? Dar după aceea înțelegem că, de fapt, profunzimea relației ținea nu neapărat de, de fizic, cât mai ales de o atracție intelectuală, de ordine intelectual, deși Wild în prima parte neagă acest lucru. E, această atracție intelectuală este mult mai puternică decât orice altă barieră socială. Da? Wild renunță la familie, se dezice inclusiv, deși ține ca la ochii din cap, la copii, și la, la copil, da, că spune la un moment dat despre copilul care uh, nu acceptă să-i se să mute nici măcar un fir de păr din cap sau ceva de genul acesta, povestește. Uh, el trece peste toate aceste da, conveniențe sociale și își acceptă iubirea lui însuși. A fost foarte greu să-și accepte această, această iubire. Uh, această pasiune atât de puternică și de, de, de hămătoare de, uh, de până la urmă. Uh, datorită acestei relații și, evident, că din punctul ăsta de vedere, uh, este binevenit și uh, celălalt, da? uh, felul cum a fost, cum se reflectă această pasiune în ochii uh, destinatarului, în da? ochii iubitului. Uh, și o să vedeți că relația în sine este la fel de frumoasă ca orice altă relație de iubire, una care chiar a schimbat, a avut istoria ei proprie și care a schimbat destine, pentru că nu mă îndoiesc că au fost foarte mulți oameni care au prins curaj citind de profundis și nu mai refer aici, ferească Sfântul Unde, și nu mai refer la schimbarea de orientare sexuală, ci mai refer la asumarea unei relații de iubire așa cum este ea, da? Deci trecând peste toate conveniențele ei și la acceptarea sinelui și la acceptarea propriei identități așa cum este cum, cum ți-a fost dat să, să ți-o construiești. și nu mă doresc, într-adevăr, că sunt oameni care, citind de profundis și citind și răspunsul iubitului, și-au dat seama că ați asuma și ați construi personalitatea, ține până la urmă de propria ta persoană, ține de propria ta evoluție, și că această asumare nu trebuie auncat în cârca nimănui. Deci nu poți să îl învinovățești nici pe cel de lângă tine, nu poți să-ți învinovățești nici părinții pentru ceea ce ești. Că, așa cum se știe și din a, psihologie, a, există într-adevăr o zestre genetică pe care nu avem cum să o ignorăm, dar există, pe de altă parte, și. Uh, un dat social, da, un construct social care uh, uh, este al nostru. Deci de noi depinde calitatea acestui uh, acestei uh, uh, mohalități, da? pentru că mohalitatea ține și de contextul social, mă ține de mai multe lucruri. Uh, așa că lectura asta, nu știu, aș recomanda orcui și mai ales adolescenților, paradoxal și mi-am adus aminte că unul dintre elevii mei, uh, anul trecut, clasa 9, ea uh, a citit portretul lui uh, Dorian Gray și ia atât de. a marcat de ce efectiv. Și mie nu venea să cred că chiar a înțeles ce era acolo și l-am testat un pic și mi-am dat seama că chiar a înțeles uh, ce a citit. Și uh, a spus că se declară fan, <laughs> Oscar Wilde și m-am bucurat teribil. Și cred că o să-i. Am să-l întreb la orele următoare dacă chiar a citit și de profund, că Bănuiesc că a dat de cartea asta. Dacă nu, o recomand într-adevăr oricui și o recomand și maturilor și mai ales celor care au uitat uh, cum să se mai iubească. Pentru că astăzi, sau cum să se mai iubim? Pentru că dacă noi uităm astăzi în jur, vedem foarte mult mercantilism, vedem foarte mult superficialism. Foarte mult. Culmea, astăzi, cred că vedem mai multă etichetă și mai, multă, mai mult snobism decât pe vremea lui Wild. Deci, paradoxal, mie mi se par că ar fi mult mai liber oamenii în timpul lui Wild decât cei de astăzi. Astăzi suntem mai plini de convenții, mai plini de uh, mă uh, false pudori și avem mai multe. Astăzi chiar avem uh, alte probleme și destul de serioase pe care trebuie să le suportăm. Și o imersiune în universul estetic, pentru că în Depofundis este un întreg univers estetic, uh, ne-ar prinde bine și ne prinde bine, mai ales când uh, simțim așa că intrăm într-o direcție sterilă da, și că ne scufundăm într-un mediu steril și că ne pierdem sensul, putem să luăm de profund și să ne dăm seama că a uh, avea viitor ține de foarte puține lucruri și, în primul rând, de noi. Deci, de noi înșine. Și dacă avem grijă de uh, euul ăsta interior și de sine și de ceea ce înseamnă uh, identitate, înseamnă că uh, cei care vor veni după noi vor avea ce, uh, ce exemplu să urmeze și nu neapărat ce exemplu, ci vor învăța ceva bun din propria noastră existență. Pentru că uh, sunt convins că Wild, până la urmă, a scris scrisoarea asta și ca să fie înțeles de popilii copii și ca să fie iertat, e, un, e și o iertare acolo, da? Un, un, soi de iertare, de așezare, da? cumva a lucrurilor în matca lor și ca să ajungi să ceri iertare la modul ăsta celor pe care îi iubești și la care ții foarte mult și ce foarte multă foarte multă putere și uh, cred că ar trebui să-i mulțumim Wild pentru lucrul ăsta, pentru că într-adevăr uh, greu, greu descris uh, o altă epistolă, nu neapărat de lungimea asta, dar de intensitatea uh, gândurilor pe care le regăsim în această în această carte. Așadar, uh, cred că recomand jurnalul, uh, acum, evident că nu toată lumea este Poate să țină un jurnal. Este un exercițiu util, fie și pe o perioadă foarte scurtă, dar memoile și jurnalele scrise la modul acesta, profund și la modul asumat, sunt o sursă inepuizabilă de înțelepciune. Adică, poți să citești asta de profund și să deschizi cartea întâmplător, nu știu, la nu știu ce pagină, și să-ți sepa un gând de acolo cu adevărat briliant. Și mâine să ai nevoie de un sfat pe care să-l găsești la cu tot o altă pagină, da? Și să-ți dai seama că uh, la 1900 lucrurile nu erau chiar atât de diferite față de 2021, da? Și tot așa. Deci chiar, chiar e de citit uh, cartea și repet, mare, uh, marea calitate acestei apariții editoriale este că, într-adevăr, avem uh, oglinda, deci avem portretul în oglinda, avem uh, Mărturia lui Wild și uh, felul cum s-a reflectat ea în, în ochii iubitului. Ceea ce, într-adevăr, se compune așa un tot acolo pe care nu-l găsim foarte des în spațiul editorial. românesc. mânesc. Și, da, și nu, nu e de ignorat nici traducerea, pentru că și traducerea și notele și prefața contribuie foarte mult la această așezare uh, cu host a lecturii într-un uh, șir al lecturilor esențiale. Doamna, e meritul doamnei Anca Irina Ionescu pe care eu o stimez și o iubesc și o apreciez foarte mult și este o foarte bună traducătoare, a tradus uh, multe cărți din uh, această frumoasă colecție editurii Herald Autobiografia. Viața și scrisorile intime ale lui Oscar Wilde. Am intitulat noi acest eveniment, am putea spune, lansare, lansare de carte, lansarea cărții, portretul din oglindă de Oscar Wilde de profundis, cum spuneam, o carte, o carte în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. A fost alături de noi Nona Rapotan, editor, coordonator, book hub și profesor de științe sociale, căreia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase pe care ni le-a oferit și pe care ni le oferă de fiecare dată în materialele, în interviurile pe care le realizăm împreună. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi cititori, că ați fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru miți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere! Succes!